Astăzi ne jucăm cu VR-ul pe harta României alături de Miruna, pentru că altfel nu prea pot să fac live-uri cu VR-ul, pentru că trebuie să fie cineva răspunzător de live-uri. Este foarte complicat și o să vă povestesc cât mi-am bătut eu capul ca să facem live cu VR pe Eurotrack. Este de 3 ori mai greu, de 4 ori mai greu decât e pe City Car Driving. Wow. Și am stat ieri să-mi bat capul cu unul dintre cei care se ocupă de harta României. Vreau cel mai mare spam de dat să-i dăm drumul la treabă, hai! Mai tare, e încet, mai tare, prea încet. Se aude bine, vreți mai tare? Dacă am dat-o puțin mai tare, o idee mai tare am dat, uite. E ok acum? Nu vreau să se aude cum mă aud eu, știi? Vreau să se audă mai încet decât mine. Din recomandări, știi? Hai mă, că dăm drumul la treabă. Îi dăm drumul la treabă, guys. Bam! Apasă pe aia. Bine. Ia spuneți, guys, ce părere aveți, se vede? Da. Se vede, mă. Să te oprești acolo studio mod ca să vezi și tu, Miruna, cum trebuie. Să vă opresc? Studio mod acolo, uite. Ah. Ca să vezi tu pe ecran mare. Ai oprit-o? Ca să vezi și tu mai bine. Că Miruna poate să vadă decât pe OBS. Gândiți-vă. Ea, da, da. Ea în momentul de față, deci monitorul din fața mea este negru. Ea vede decât din OBS. E o șmecherie care am făcut-o eu și până la urmă a ieșit cu ajutorul plăcii de captură. Dacă n-aveam placă de captură, nu știu cum făceam, dar e ok. Deci avem un traseu de 358 de kilometri, vedeți cum scrie acolo. Suntem la Rovinari. Mamă, cum vezi? Da, 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 e nebun, uite, pot să mă duc așa. Pot să mă, ia fii, am testat o chestie înainte de live. Deci m-am ridicat, uitați-vă, pot să mă ridic în cabină. Deci sunt în cabină în momentul de față. Deci asta... vezi capul, nu-i da. Vezi capul. Și ăla sunt eu, by the way. Uite ce pătrățele am, Miruna. Da, deci e foarte mișto, uite că am... Aule, în ce dau? Nu știu ce dau, vreau să... Ai mai bine să mă așez ca să nu mai dau un ceva, să lovesc ceva, Doamne ferește. Uitați harta, cam așa se prezintă harta, asta este harta României. Deci avem aici Aradul, Timișoara, mamă, deși mișto se vede, Lugo și Caransebeș, că-s deasupra României. Mamă, da, se vede. Ia uite, Miruna, aici București, uite undeva pe aici suntem și noi. Craiova, deci în momentul de față suntem aici la Rovinari și ne îndreptăm aici spre Deva. Și când ajungem aici la Deva, vreau să spuneți dacă facem stânga sau dreapta. Uite aici este drumul morții până pe care l-am mai făcut. Piticu. E nebunie, mamă, deci cât o să facem noi până acolo? 358 de kilometri pe harta asta îi faci foarte greu, o să vedeți imediat. Așa, îi dăm drumul la treabă. Ok. Nu vine nimeni. Ce mișto, pot să mă asigur, frate. Dă-i, 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 dă-i. Băi, dar trebuie să am încoace? Sper că da. Sper să fie asta mergem? Direcția. A? Unde mergem? Unde mergem? Da. Mergem spre Hațeg în momentul de față, mama, spre Târgu Jiu. Mă, și odată? A. Drumul morții. Drumul morții cu asta? Da. Și mi-a venit mie ideea asta și o să facem, dar o să facem într-un clip treaba asta. O să vreau să filmez un clip. Vrei să filmăm un clip pe drumul morții și ideea e că drumul ăla nașpa rup de tot la înălțime, efectiv cu curbele alea, cu toate nebunile în VR. Vrei să facem treaba asta? Spuneți-mi repede. Că o să fie nebunie, ești nebun. Bună, Bia Miruna. Ia uite cum se vede, frate. Mama, cum sunt moderatorii așa, primii care răspund. Da? Primii, da, toți zic da. Toți zic da, păi mi se pare corect. Ia uite mă ce avem acolo, deci virț. Ok, bă, deci pe Eurotrack e experiența mult mai mișto decât bună pe City Car Driving. Pentru că grafica este mai bună, adică Eurotrack chiar zici că ești în viața reală. Adică, nu, efectiv, nu știu ce să mai cer, că... Îi zici că ești un șofer de tir frumos spus, ar fi mers să-mi pun Loganul, dar dacă îmi puneam Loganul nu mi-ați mai fi văzut mâinile. Vedeți, am băgat un mod și de mâini, ca să puteți să-mi vedeți și mâinile. Și e mișto că dacă e curbă foarte mult, chiar respect exact cum mai face în viața reală, foarte mișto. Și deși am și pătrățele, adică de asta da, mi-am luat. Da, și pătrățele. Oululu. Deci Târgu Jiu, tot înainte, motru, noi trebuie să facem dreapta pe aici, nu știu de ce o luăm pe aici. Râul Jiu, ok. Bă, dar se vede mișto, mă, e prea mișto, frate, prea mișto. Nu știu, guys, spuneți-mi părerea voastră, cum vi se pare, se vede bine, nu se vede bine? Așa, apropo, nu v-am arătat o surpriză, la câte like-uri sunt, Miruna, ia zi? Deci like-uri sunt 496. La 600 de like-uri, 700 de like-uri pe acolo, vă arăt o surpriză. Deci vă arăt o surpriză. Dar dați pe butonul de like. Da, că e frumoasă surpriza. Știe Miruna surpriza, știe da, Miruna surpriza. Așa că dați acolo pe butonul de like. Ia să facem o depășire, o nefăcută. Dar stai că intrăm un domnul cu Skoda. Nu e Caterinca. Nu e Caterinca. Dar te-ai dat în spate. Nu, păi am pus eu frână. Ce crezi că... Pun frână să nu intru în ăștia, că e nebunie Miruna, pe aici. Bia Miruna, azi am făcut live la mine. Dacă n-ai fost atent. Oh my god, ce e aici. Uite, mamă, uite-l pe ăla cu măgarul. Sau cu calul, ce e ăla? Mamă, ăsta cu... Bă, dar ăsta cu Skoda o abia se mișcă, frate. Uite, știu cât am la oră și abia se mișcă. Oribil. Și am scăzut și traficul, guys, pentru că
necesită VR-ul extrem de multe resurse. Deci extrem de multe resurse cerem. Gândiți-vă că aveam și lag și de-aia mai scăzut din trafic. Deci nu e traficul normal de pe harta asta. Apăsați butonul de la, dacă vrei să vedeți surpriză. Andrei, cred că e aproape o arăt. Da? Da. Oh my god, stai că trebuie să depășești pe ăștia. Hai să depășești. Mă, deci cum se simte depășirea asta? Chiar am emoții, ca în viața reală când faci taică-mă depășiri. Hai că nu vine nimeni. Uite o vac. E cal, nu e cal, e cal. E vac. Era cal, mă, ce ai. Gata, mă, ia ziceți voi, drumul ăsta seamănă cu România. Deci suntem efectiv pe un drum. Se vede că ești în România, cu șanțurile alea așa frumos, cu un drum de o bandă. Așa e în România. Uite, eram în Drăguțești acum. Mă, deci ce mișto că pot să mă uit pe GPS aici, să-mi dau seama exact unde sunt e și okay, cum sunt. Ok, Bia. Uite, vezi, Miruna, acolo urmează Târgu Jiu și Urechești. Ia uite, Miruna, aici la Urechești te duc. 3 km, la dreapta la Urechești te duc. Da, mă, e prea mișto. Harta asta față de SCS, nu se poate compara harta asta față de aia normală din joc. Harta asta abia aștept să se termine, deși mai e mult până să ajungem să termine, chiar mai e foarte mult. Dar băieții au planuri mărețe cu harta asta și încă se lucrează și o să se lucreze și sper să se lucreze măcar să ajungă o dată la București, că abia aștept să ajungă la București. Mergi și prin Reșița? Eu acum? Da. Nu suntem pe lângă Reșița, suntem în Târgu Jiu, pe aici nu facem stânga către Reșița. Oricum Reșița a mers de atâtea ori pe harta de la SCS. Nu e, cred că Reșița făcută pe harta asta, nu știu sigur dacă este sau nu, nu mai știu minte. Târgu Jiu, uite, am ajuns în Târgu Jiu, avem oameni din Târgu Jiu? Ce, pare rău că nu pot să văd chat-ul ăsta, îmi pare foarte rău. Te-a întrebat Tudor Alin dacă nu are grup. Ce? Cred că zona, nu știu. Ah, grup, zona asta nu are grup. Oh, mamă, dar uite, mi-a agață, vezi, a început să am lag puțin că am intrat în oraș și încep să am lag puțin când intru în oraș. A, uite, suntem în Târgu Jiu aici. Ce Târgu avem Jiu la giveaway? Sud. O să vedeți, guys. Avem harta României. Harta asta pe care ne jucăm aici, asta o avem la giveaway. Deci dacă vreți să vă jucați și voi pe harta asta pe care ne jucăm noi acum, ar fi foarte fain să o câștigi. Chiar ar fi. Bă, mie unul îmi place foarte mult. Eu am acum o versiune beta, adică nu o să aveți aceeași versiune dacă câștigați harta, pentru că harta asta are versiune beta. E o versiune beta cu niște chestii în plus. Oh my god. Hai, șefule, lasă-mă că mă bagă așa. Mamă, dar uite cât de mișto, frate, deci cât de mișto se vede. Ah, ok, Tudor. Gata, așa, bam. Am zis Tudor. Poți să-i spui Alin mai bine. Alin. Ce mai bine. Gata, mă. Suntem bine, mă, suntem bine, rău de tot. Uite, Miruna, ești o pungă. Știi, Miruna, că puteam să-mi pun gagici aici, în dreapta? Da, mai ales nu. Pe bune? Da. Puteam să-mi pun o gagică pe scaunul ăla. What the fuck? Puteam să meditez, dar am zis să nu, las. Mă făceau după aceea oamenii chiar tiriști. Calma, bine, nu ca și cum tiriști era avea o gagică mereu. Adevărat că tiristul are gagică lângă. E, zic și așa. Hai, șefule, mișcă-te că te miști cu un centitor, bă, bune. Greu te mai miști. Gata, mă. De așa. Avem oameni în Târgu Jiu, Iruna? Păi să vedem la ce zice lumea. Tu te uiți pe telefon acum? Nu! Ah, ok. Mă, deci simt că la... Uite cum o pot uita. S-au făcut like-urile, Miruna, să arătăm surpriza? 583. Dați pe butonul de like dacă vreți să vă arăt o chestie și mie chiar rău de tot. Cineva a zis că amețit puțin. Ați amețit? Gata, atunci ne mișcăm mai ușor. Pot să fac să nu vă amețesc chiar așa de rău. Ține foarte mult să nu mișc eu rău de tot capul, știi? Tu zi, Miruna, ce părere de cum se vede? Se vede bine? Ai 611 like-uri. Hai că mă lasă, domnul, că m-am băgat oricum ca țăranul, dar e ok. Ai trecut pe lângă blocul meu, spune cineva. Hai că... Să, mamă, ce m-am speriat. Bă, dar e prea ciudat, frate. Vezi că ai intrat în el. Da, a, pe bune? Pe bune, Miruna? Mamă, frate. Oricum, e logic că nu m-am băgat deloc bine. Trebuia să mă bag de pe banda din dreapta, dar, mă rog. Gândiți-vă că noi acum încerc să vă arăt cât mai mult, nu simulez exact cum ar trebui să merg. Uite, Târgu Jiu. Cred că asta e stadionul din Târgu Jiu. Recunoaște zona, guys? Uolo. Mă, frate. Eu cred că ai luat semnul. Nu l-am luat. E uite-l acolo, în spate, îl vezi? Mă, abia aștept să vă arăt surpriza, guys. Mă, dar ce mișto se vede, frate. Semnal stânga aici, cu verde. Haide, genule, dă-i. Dă-i, că zbor, te zbor. Așa.
Deci nu prea poți să-ți dai seama, când ești în mod normal pe monitor, te gândești altfel la cum se mișcă lucrurile și toate chestiile astea. E mult mai diferit așa în viața, în viața la voi, la mine, în VR. În realitatea virtuală. Bună, guys, bună! Sebastian. Uite Lidl, uite Lidl-ul, Miruna. Mamă, să nu cumva să intru în ceva. Au câți oameni la Lidl. Uh-huh. Uite drumul ăsta, uite cât de mișto arată, Târgu Jiu. Era și coloana. Hai să nu te răstorn că amețește tot chat-ul. Băi, să știi că da. Dacă mă răstorn, cred că amețiți și eu și tu. Mi se pare că mergi cam tare. Am 72 la oră. Ce, nu se vede bine? Ba, cred că o, da. Păi uite-te și tu în acolo de alta, că tu vezi și vede lumea. A, da, da. Oh my god. Ușor. Da, așa bine. Ușor așa. Gata, mă. Suntem bine. Nu stai, șefule, șefule, nu te băga, băi! Bă, mă, cum s-a băgat ăsta, băi, incredibil. Și că e prea sus camera. Prea sus camera? Adică așa vrei să stau sau cum? Sau cum vrei să stau? Cum ar trebui să stau? Cred că un pic mai sus. Mai sus? Nu, gen, că acum se vede prea mult din volan. A, așa? Puțin mai jos. Așa? Da. Așa dar stau. Dar cred că stai tu în poziția asta, așa? Bă, da, stau, stau, nu-i problema. Aola, mă, dar pe mine când te văd așa. Deci, bă, că stai ok. Deci așa ar trebui să stau ca să se vadă bine. Dacă ai o gagică în dreapta, să nu ai probleme. Bă, da. Se aude bine muzica pe fundal, ok? Da. Și așa. Apăsați pe butonul de like. Dacă strângem 700 de like-uri, Andrei o să vă arate surpriza. Hai cu 700 de like-uri repede. Și la final de live facem giveaway-ul, așa că rămâneți până la final, guys, să participați pentru hartă, dacă vreți și vă jucați Euro Truck. Oh my god. Mamă, ce claxon ăla. Mamă, încă 5 like-uri, haideți, guys. Gata, Andrei, ce să arăți. Da? Da. Și-au făcut 700 like-uri? 705. Ma. S-au făcut 700 like-uri, stați puțin. Trag la următoarea benzinărie, trag aici la benzinărie. Găsesc un loc unde să parchez și vă arăt, ca să pot să vă arăt și normal, că nu prea am pus să vă arăt acum. Trebuie să găsesc un loc de parcare. 3706. Uite GPL pe acolo. Unde suntem acum? În Bumbești Jiu. Suntem în localitate. Nu găsesc și eu un loc unde să parchez? Ăsta dă semnal în continuu sau cine e pe... Ăsta parcă dă semnal în continuu, dar de fapt nu dă. Poți să-l depășești eu pe ăsta? Hai că-l depășesc în curbă. Mă, uitați-vă fundalul cum se vede. Mamă, intrăm în munți. Ok, vă arăt acum că imediat intrăm în drumul pe munte și o să amețiți și voi și eu, cred că. Mai ales eu, gândiți-vă. Dacă mă uit așa atent și eu amețesc. Cred că ar trebui să mă mișc mai ușor capul, nu? Da. Ok, atunci mă mișc mai ușor capul. Că atunci când vorbesc eu, mișc mai mult capul, știi? Și trebuie să mă gândesc să mișc cât mai puțin capul ca să nu vă amețiți pe voi. Mirunica.Antonia pe TikTok sunt. Uite semn de... Cred că pe undeva mai avem puțin și puteți să... Uite aici, poate să trag pe dreapta aici, trage. Uite. Trage, unde poți să tragi pe dreapta? Hai că poți să trag pe dreapta, ce e prea mic ca să mai este aici. Pe râul Sadu, uite drum, podurile astea vechi de pe vremea comunismului. Uite râul Jiu, cred ce că e ăsta. Ce bine, Andrei? Comunistule. Gata, mă. Uite aici, Mirna. Uite aici. Bam. Olu. Poate intrai în casa omului. Mamă, dar cum se simte că e să te uiți în colțuri? Cred că deja se vede acolo, uite ce se vede acolo. Ulu. Ce VR ai? Oculus Rift S e VR-ul, guys. Headset-ul VR. Gata, aici mă opresc. Ce se vede acolo, Miruna? Oh. Ce se vede acolo? Amălu, stai. Mamă, cum se vede așa? Și acum uite. 3, 2, 1, da, apasă tu pe 2. Pe 2? Pe 2, da. Uuuu! Ia uite! Ia uite! Oh, ce șmecher! Ce părere aveți, guys, de camionul ăsta? Vreau o notă la camionul ăsta. Uite ce scrie aici, Andrei Ro. Andrei Ro? Ia lu' Andrei Ro? Suntem cu circul, ia uite. Andrei Ro pe shop scrie acolo. Ce părere aveți voi de trailerul ăsta, aia ziceți? O notă la trailerul ăsta. Nu l-am mai folosit de foarte mult. Deci când am intrat și am văzut asta eram... Bă, ce tare! Am și uitat. Ia zi, Miruna, cum ți se pare? Mi-e place prea mult.
Uite, uite cadrul ăsta, uite la cadrul ăsta. Uite. Se vede bine. Bă, lasă telefonul! De unde știi? Că te-a ocupat astăzi. Nu lua telefon, că mi-a dat mesaj maică mea. Ți zici și mie ce zice lumea că... Totul mi-a spune 1000. 1000, am înțeles. 100. Hai că... 10. Câte persoane suntem pe live? 542. Vă salut pe toți. Așa, hai să-i dăm drumul. Tu vă vede de la... Vă salutăm. Începem... Infinit, zic unii. Time's up. E clar. Începem... Drumul de munte. Țineți-vă bine că intrăm pe drumul de munte și acum devine treaba serioasă. Mâine, guys, o să facem noul episod de Mariusel, vineri. Deci ne auzim mâine seara cu noul episod de Mariusel, dacă sunteți curioși când apare următorul episod. Miruna, ești prea tăcută. Ce? Ești prea tăcută. Aplaudam! Eu ascult muzica. Ține-te bine acum, Miruna, cu drumul ăsta. Mamă, deci o să mă uit și eu să văd dacă mi se face rom. Uite-te, da? Țineți-vă bine, da? Că uite semnul la Miruna de dublă dacă corp. Dacă vă era o mașină, stați în față. Era semn de linie dublă cu... Oh, aoleu. Mamă, dar cum se simte volanul, că se mișcă. De curbă, aoleu. De... Da, mi-e vibrează asta în nebunie. Mamă, a început să amețesc de la, deja de la câteva curbe. Și știi, n-aveți idee ce urmează. Uite, vezi, am și chestiile alea care se mișcă acolo, vezi? Treburile alea? Da, da, da. Se mișcă așa, uț. E mișto rău. Mă, la ce te uitam, dar ce, mă, că-s mișto? Bă, dar vreau să-l depășesc pe ăsta cu Fabia, dar n-am unde să mă ducă-s camion. Ar trebui să-mi iau Logan. Logan? Logan. Ia uite, bă. Bună, Dragoș. Așa, bă. Uite, vin la curbele alea de pe GPS, le vezi? Da. Mam. Ia fo. Uite. Mamă, dar vezi că respect exact cum e curba, uite, vezi? Exact ca mine ține mâna, vezi? E mișto că, uite, vezi? Dacă e, mâna cealaltă se duce. Asta e mișto. Uite cât de mișto arată fundalul ăsta cu linia de care ferată pe sus. Exact așa e și în viața reală, guys. Ia spuneți-mi voi, guys, de la Deva. Încotro direcție vreți să o luăm? Vreți să facem dreapta către Alba Iulia sau vreți să facem stânga către Timișoara Arad? Spuneți repede acolo în cea și Miruna să răspunzi. Ești prea tăcută. Vrei să-ți... Lasă telefonul. L-am lăsat. Spre Arad, Alba, Timișoara, Arad, bine. Alba Iulia, Alba Iulia, Alba Iulia, Timișoara, Timișoara. Dacă m-am enervat pe ăștia. În curbă. Alba Iulia, Alba, Timișoara. Dacă vine unul acum a murit. Mamă, ce noroc am avut. Ce noroc am avut. Oh! Bine că am avut noroc. E ok. Mamă, dar ce cu drumul ăsta, Miruna? Cine m-a băgat? De ce am vrut să vin eu pe drumul ăsta? Uite și tu ce curbe pe aici. Mamă, frate. Dar pe bune, deci fundalul ăsta se vede prea bine. Se vede prea mișto. Zici că ești efectiv aici și că efectiv sunt pe drum. Alba Iulia. Ai foarte mult cu Alba Iulia și Timișoara. E clar. A, și normal că suntem în România și e trafic, nu-i așa? Pa, alo. În România e trafic mereu. E cam da. Noi eram în liber, mă, trebuie, deci mai mult, nu știu, mă rog. Alba. Ia uite, vine, o să scot așa capul. Alba Iulia. De luță. Ce brațe. Ce se întâmplă în față? Ziceți-mi dacă mă bag în depășire, guys. Mă bag sau nu în depășire? E greu aici. De uite, vezi ce mișto face? Exact, uite-te la mâna mea și uite-te în joc. Vezi cum e? Exact ca în... Exact cum iau și eu, ia și aici în joc. Că e făcut foarte bine modul ăsta. Hai că s-au pus în mișcare. A, e semafor, bă, bă, olu. Care a pus, mă, semaforul ăsta? Era semafor, guys. Asta explică multe. Am înțeles. Cine a pus semaforul ăsta aici, mă? Care a avut pe omul să pune semaforul ăsta aici? Asta este, trebuie să așteptăm la semafor, ia uite. Părerea, Mirna? Și lângă mine aici, nu?
Au. Ia uite cum vine acum. Bă, dar pe bune, pe un drum național se întâmplă treaba asta. Uite cât de mic e podul ăla, Mirona, vezi? Chiar așa e în viața reală cu podul ăsta? Cu atâta podul. Uite-te prin cabină. Să mă uităm prin cabină? Să văd ce găsesc. Deci, avem un pat. Oare și cum? Pat. Asta e pat, Mirona. Ăla e pat? Da. Adevărat? Da, mă, aici dorme. Oameni? Da, aici dorme. Păi, trist unde? Crezi că... Aolo, scuze, șefule, scuze. Cum o să fac și dacă se uite cineva la el? Da? Dacă se uite cineva la el când doarme. Nu știu. Păi, își trage cortina, are cortine. Nu știu pe unde e cortina. Uite, vezi cortina aia? Vezi cortina aia, Mirna? Da. Aia și-o pune. Și am și-o cortină pe aici. Aolo, că n-am cum să mă uit. Hai, lasă că vă amețesc de tot. Dă-i. Gata, mă. Suntem bine. Niu. Semnal. Și dă-i. De parcă ar fi fost legal oricum. Bun venit la Lainici. Ia uite, Mirna, urează bun venit. Am intrat în Lainici. Mănăstirea Lainici. Super. Aici la mănăstire, Mirna, mă duc. Wow. Cred că acum chiar merg cam repede. Am 100 la oră. Am abia aștept să ajungem pe autostradă, să văd cum e sentimentul pe autostradă. Să mergi cu viteza aia de pe autostradă. Wow! Mirona? Da? Uite-te pe acolo, pe GPS. Ui, pe GPS? Ia uite. Mamă, ce e acolo în față? Fii antenă, uite acum, le vezi. Ia uite, ia uite. Uite ce e pe GPS acolo, să mor. Dar se vede cu bări ceva pe ecran? Nu. Ok, e bine atunci. Wow! Și acum, momentul de aur. Mamă, dar cum iau curbele astea. Insane. A, și by the way, mi-am pus și o oglindă aici. O vedeți aici, oglinda asta. Ca să nu mă mai uit tocmai în dreapta acolo. Deși e cam același lucru. Aproape. Mamă. Mai sunteți cu mine, guys? Ați amețit asta sau nu i-am spuneți? Și că direct need for speed. Bă, dar știi cum se simte Mirona? Am impresia că chiar pot să mor. Deci știi cum se simte? O să lași pe Mirona să conducă. Câte like-uri sunt? Ia zi. Sunt 864. La 1000... 1100 de like-uri o lăsăm pe Mirona. Dar nu trebuie să mă las să conduc. Ba da, că chiar vreau să te las. La 1100 de like-uri o lăsăm pe Mirona. Hai cu like-ul. Câte persoane suntem? 558. Bine. Sigur vrei să mă las să conduc? Ha? Sigur vrei să mă las să conduc? Da. Eu nu vreau. Eu vreau. Eu chiar vreau să o pierd, că nu e automat. Dar poți să te dau cu automată. Te dau cu automată pe tine. Poți să schimbi asta în automată, cred. Cred că da, poți să schimbi în automată. Fără să mă duc la mecanic. Să nu vină unul, să nu vină unul. Cam avut noroc. Am ducere pe contrasens, nu știu de ce vorbiți. Mă, uite fundalul ăsta, Mirona, uite pe fundalul ăsta. Ce părere e de el? Uite cum se vede. Zici că pe aici am fost. Zici, dar n-ai fost pe aici niciodată. Nu? Nu. Mă, cum fac depășirile astea? Dacă este una acum din curbă, m-am dus. Nu mai sigur să nu vine vreun. Cât am la oră? Am 80. E clar. Aolo! Aolo! Atenție, cad pietre! Aolo! Bă, da, 30 la oră? Am decât 83 la oră. Hai, tata, dă-i! Zboară! Uite, Mirona, îi dau flash-uri. Mirona? Da? Ești cu mine aici, ce faci? Mă uitam la ecran. Eram atât de tind la drumul tău. Da? Da. Murga mare. Uite cascadă. Hai cum mă duc, da. Nu mă pot băga așa în curbă, totuși. Ce mod e asta cu mâinile? Cu mâinile? Da. Hands mod, îl poți căuta acolo la ETS2 mods și îl găsești. Cauți pe net, hands mod, Eurotrash. Uite ce fereu, uite ce fereu, Mirona. Hai că ce fereu. Da, mă, păi suntem în România aici. Da, dar ce fereu nu e așa curat. Ce? Ce bully. Haide, bă, tractorul tău cu tot. Uite-te că se mișcă cu 30 la oră. Înțeleg că era limita de 30 la oră, dar asta chiar se mișcă cu 30 la oră. Bă, bune, știi. A, da, a fost cu tine.
Ai făcut accident? Da, că m-am băgat prea repede și am de când m-am accelerat prea tare, am zis gata, că-l iau. L-am luat, l-am împins puțin. Mi-a strâmbat puțin botul. Dar tot mă mai bag în coadă. Aolo, vine unul cu autocarul. Haide mă, mișcă-te! Uite cât de greu se mișcă. Haide șefule, haide. Hai că nu vine nimeni acum. Mă bag. Alina în 3 nu are permis. Nu am permis, guys, mai am puțin și o să mă apuc de școala de șoferi. Cred că după ce o să iau permisul, nu o să mai am permis să conduc așa că o să... E și pe Andreas, nu? Ha? E și pe Andreas, da? Andreas? Care Andreas? Da, de la mine în clasă. A, a scris acum sau ce? Nu, are permis. Da? Da. Da? A, da, că el face 19 acum. Da? Bine. Și are mașină? Are un Logan. Casă. Casă, frumoasă, Logan. Eu te vin în aici acum. Asta, asta e, cum n-ai o să numea, hidrocentrală. Gata, Miona, cred că am trecut de munți. Câte like-uri sunt, că vreau să te las să conduci. Aninoasa, uite, mă duc Aninoasa. Vrei să dau muzica mai tare? Vreau la muzica mai tare? N-are cineva. Nu, stai acolo! Uite steagul României, ca, în caz că nu mă credeți că suntem în România. Da, dau muzica mai tare. Dar vezi cât de tare o dai, Miruna. Foarte puțin mai tare. Miruna? Gata. Trebuie să o dai din OBS. Uite-te și tu acolo cât să de... Să spuneți dacă se aude prea tare acum muzica. Vreau să nu se audă exact cum ne auzim noi. Vreau să fie mai încet, ok? Olu. Mamă, frate, cum iau curbele astea să mor. Am ajuns în Petroșani. Opa, Petroșani. Petroșani, Miruna. Uite avionul de la Petroșani. Părere? Cum se aude, guys? Se aude bine, nu e bine, nu se aude tare, e ok. Parcă mă credeai, dar mai încet. Se aude foarte încet. Aude foarte încet? Se aude bine, e ok, ok. De așa, bine, bine. Nu, că suntem bine, chat, suntem bine. S-a oprit muzica. S-a pus, s-a pus alta. Cum? Ce s-a pus? Altă melodie. Ah, dar în același clip, nu? Da. Ok. M-am împărtit în sensul ăsta giratoria, m-am mințit. Mama, nu ai bătut. Hai, în Timișoara. Oh, alo. În Timișoara? Păi îmi spuneți când mergem acolo la Deva, dacă vreți să facem spre stânga sau spre dreapta. Alfa. Deci nici nu crește de cât timp sunt aici cu chestia asta pe cap. Poți să-mi spui, Iona, de cât timp sunt cu chestia asta pe cap? De 300 de minute. Bă, bune? Da. Trecut jumătate de oră? Holy. Tare. Mamă, uite ce grob sunt pe aici. România, ca să nu uită că suntem în România. Haide, bine. Uite, aici, era, aici e legal să depășesc, dar acum nu mai e legal să depășesc. Deci sunt porțiuni prea mici ca să poți să depășești, ca să te lasă să depășești. Ar trebui să fie porțiuni mai mari în care te lasă să depășești, dar nu prea sunt. Uite, aici e o porțiune mai mare în care te lasă să depășești. Și după aceea iară, cică mare, da, imediat se închide. Oh, uite, două benzi. Mamă, Miruna, ține-te bine, ești gata? Nu. Fii antenă. Curbă. Câte curbă asta? Uuuu. Wow. Uite de ce curbe stă acolo, Miruna, te uiți? Wow. Ia uite, priveliște. Cine vei priveliște? Bună, Alex! Cică, melodii de 100 la oră. Hă? De 100 la oră. De 100 la oră? Da. Gata. Așa, melodii. Câte like-uri sunt? Câte like-uri sunt? 1025. 1025, încă puțin și o lăsă pe Miruna, bine. Da, nu vreau. Ba da, vrei. Ba da, te lăsăm, Miruna. Bună. Hai că am trecut de munți măcar, Miruna, trebuie să te gândești la asta, te-am trecut și de curba aia de acolo. Poate nici nu știu cât mai ai din traseul ăsta până la Deva, dar probabil nu mult. Dar mi-e frică să conduc. Wow, te bag pe drum, morții, dacă nu vrei. Au, da, mulțumesc. Banita.
Mamă, frate. Trece domnul. Bă, tu te crezi, mă, să traversezi? Ai văzut cum a traversat ăla? Ia, mă, ce viteză am. Am 100 la oră. Bă, mi-a să-i dau cu 100, îi dau cu 100. Țineți-vă bine. Mă dau și pe spate, ești nebun. Wow. 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 30 la oră. Hai că 30 la oră dacă e. Am 120. Ok, trebuia să-i dau cu 30, trebuia să-i dau cu 30. Că curba aia n-aveam cum să iau, ești nebun? Hai, gicule, dă-i, hai, gicule, hai. Zbori! Hai, măi! Bă, dor pe tine, bă, băiatule, bă. Dor pe tine, frate. Și mă ajută oglinda asta de aici, e foarte folositoare. Nu știu, voi ce preferați? Euro Truck sau City Car Driving în VR? Spuneți-mi acolo, ce preferați? Care se vede mai bine? Care vă place mai mult? Eu aș prefera Euro Truck-ul pentru că e mult mai real, se vede mult mai real. Adică chiar zici că ești ăsta, cum îi spune, în viața reală în Euro Truck. În City Car Driving e grafica aia de știi clar că ești într-un joc. Luigi vrea o gagică, Mario. E tu sunt, toată lumea spune E tu. Da. Uite Loganurile, Miruna. Ia uite Loganurile. Loganul ăsta are Andreas. Îl claxonez. Opa, 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 opa. Care are? Da. Dar ce Logan are? Adevărat oare? Logan. Bă, dacă era ultimul model de Logan, era mișto rău de tot. E modelul nou. Chiar era acasă. Euro Truck. Ia uite Miruna priveliște asta, părere priveliște. Crivadia. Uite-te Miruna cât de mișto se vede fundalul ăsta. Bă, deci harta asta chiar e mișto, adică chiar e foarte, foarte mișto. Și gândiți-vă că harta asta nu costă așa de mult față de DLC-urile care se vând la SCS. Dar prețul care este, este oricum puțin față de cât s-a muncit și cât de atent s-a lucrat la hartă. Bună, Bezea! Da, Miruna, mulțumesc. Mulțumesc, Miruna. Să fac semnal. Haide, șefule, dă-i. Uite acum, deci uite porțiunea mea de pot să depășesc. Asta este. Bam, acum pot să depășesc și acum bam, nu mai pot să mai depășesc. Deci n-ai cum să faci, frate, manevra, că e prea mică. Bine, e făcut la o scară mai mică, dar gândiți-vă că e făcut la o scară mai mare, oricum decât este făcută în asta, cum îi spune, în SCS. Adică cei care au creat Euro Truck-ul. Baru, uite, am intrat în baru, Miruna. Am intrat în baru. Uite-l pe nenea. Așteaptă în stație. Pe nenea. Gata, Miruna, uite și tu. S-au strâns like-urile? Cât trebuia? 1100, nu? Da. Da. Uite, mamă, cum se simte. Deci fii atent, Miruna, care e schema. Te las, chiar stai, să văd unde sunt. Deci asta este traseul, Miruna, îl vezi, da? Ajung la Hatzec și te las? Uite, star mi se getuza, acum vezi? Acum poți să mă lași pe mine, acum să mă lași pe mine până la Hatzec. Hai că te las până la Hatzec dacă e. Nu? Nu. Deci ajungem la Hatzec, spuneți dacă vreți să o las de acum sau când ajung acolo la Hatzec. Mă, dar uite cum face așa să mor. Face așa. Uite lemnele României, uite lemnele României unde se duc. Lemnele României? Da, aoleu. Aoleu, șefule, șefule, stai puțin. Ai văzut cum am făcut manevra? Gata, hai că te să închid treaba asta, nu? Cum închid asta? Miruna, help. Da, mulți spun de acum, mulți spun de la Hatzec. Pe cât mai avem? Nu cred că mai avem mult până la Hatzec, așa că la Hatzec și aia e. Ce o lăsăm pe Miruna după? Pui, am intrat în pui. În pui? În pui. Vreau un pui. Vrei să te duc aici să te cazezi? Uite ce frumos e în pui. Vreau un pui să mă rând. Uite, bărbat, râul bărbat. Cum? Râul bărbaților. Ok. Băi, ești nebun și de râurile astea care există sau locale. Băi, băiețel. Stai. Stai pe loc. Am ieșit din pui. Wow. S-a speriat nebunul ăsta, a crezut că intru în el. Da, Manu. Crezi că e genial. Uite Dacia. Uite Loganurile care se duc spre Europa, Miruna. Ia uite-le pe tren.
Le vezi? Uite-te cât de mișto. Sunt loganele care pleacă de la Mioveni, de acolo, și se duc în Europa. Gata, bă. Ok, Miruna, îi dau tare, ca să te las pe tine mai repede, hai. Cât am la oră? 80 la oră. Se vede pe live? Acolo? Ce? Se vede pe live cât am la oră? Uite acolo. Da. 100 la oră. Bine, ușor. Haide, haide, haide. Ai, ai, ai. Nu! Mamă, cum am fost depășirea asta. Gata, că ne învățăm. Uite, este Renault Captur. Uite niște oameni, poți să-i calci? Da, ia uite, alimentara. Da, îi calci? Asta e centrul Hațegului, cred. Uite, suntem prin centru, Miruna. La Hațeg. Miruna, eu te las aici, la Lidl. Îți faci de cap. Gata, mă, Miruna, n-ai ce să mai ceri. Bună dimineața. Ai condus 43 de minute. Mamă, se vede 8K acum lumea reală. Haide. Da, 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 da. Hai la volan. Și acum vine noi mai mică. Ia zi-mi una ce zici. Ia să nu te lasă. Ia să văd cum stai așa. Ce ciudat e. Eu mă uit acum la tine, nu e problemă. Ce părere ai, Miruna, de cum se vede? Uite mâna, uite-ți mâna. Ei, ce urât sunt. Mamă, frate, uite. Hai, Miruna. Miruna, bună dimineața. Bine, cum merg? Deci, a, trebuie să-ți dau automatul. Hai că-ți dau automatul. A, trebuie să ieși pe acolo? Da, pe acolo trebuie să ieși. Stai că mi se dă scaunul în spate. Aaaa! Băi, frate. Băi, astea, mă! Gata, mă, acum se vede cum trebuia să se vadă. Vai, acum se vede cum ar trebui să se vadă. Eu acum nu-mi dă seama că nu era bine făcut. Acum e bine. Super. Nu e problemă. Dar acum am văzut că acum se vede cum trebuie. În ce parte? Bă, a început ploaia? Da, plouă urât. Bă, era ghinionul tău, n-am ce face. Unde, o iau încolo? Da, hai. Ma, dar nu-mi place. Așa. Mă, mai mă uit aici, captivat, așa, să văd și cine mi-a face Miruna. E verde? E verde, cred. Mamă, dacă îmi plouă, să-ți opresc ploaia? Ma, hai. Mai bă, și bă, până. Bă, 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 bă! Dar tu te uiți și tu puțin la partea dreapta ta. Am închis ochii. Deci, uite, Miruna. Așa, uite și tu așa. Da. Și atent, în dreapta ai și oglindă, uite aici, vezi? Asta ai, te-ai lovit cu pe de pe de stânga. Să moară, uite ce zice. Ușor, ușor, pune frâna, 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 frâna. Ca să te oprești o ploaie. Deci. Mă doare capul. Gata, Miruna, ți-am făcut prima. Mă doare capul. Hai. Aoleu, ce s-a făcut? Uite, stai urmă. Aoleu, domn. Aoleu, domn. Ia zi, Miruna. Uite-te prin oglindă. Bine, bine, Romina, bine, Romina. Gata, ai că-ți oprim ștergătoarele. Gata, mă, Miruna, cum e? Dar uite mai jos, uite foarte sus. Așa. Uite așa, de acum. A, stai că mă s-a prins. Ce părere aveți de Miruna la volan? Ce faci, Miruna? Bă, se depășesc. Așa se depășește la Miruna, nici măcar dacă accelerai, măcar dacă accelerai, accelerează. Dar ești pe două benzi. Se descurcă. Mamă, dar nu te uită deloc în oglinda aia. Ai o oglindă, Miruna, în dreapta, când schimbi banda, te uiți în ea. Așa, aia, care vrei tu, dar să te uiți. Și uite așa în sus. Așa. E bine, e bine. Bine, Miruna, e bine. Cum ești să conduci? E ciudat. Olo, olo. Vedeți că exact la fel ține și Miruna mâinile ca asta din joc? Exact la fel ca asta ține și Miruna mâinile. Bă, mă-mi place că te uiți fix spre face-gion.
Da? Tu acum ești de tot efectul Facecam. Mamă, frate, cum mă uit și eu atent aici. Eu mă uit acum în OBS să-mi dau seama ce face și Miruna. Și de asta. Ce vedeți voi, vă văd și eu, practic. Nu văd nimic în plus. Așa, mă, mai ești bine. Mamă, ce frumos e, băi. E mișto, a? Vedeți, când se uită Miruna așa pe fundal, voi nu vă dați seama cât de mișto se vede, dar se vede foarte mișto pe VR. Gen tot landscape-ul ăsta, când vezi așa o priveliște, când te uiți așa pe live, poate nu pare ceva wow, dar când ai headset-ul pe cap, se vede mult, mult mai mișto. E, ești bine. Ești bine. Nu, iar este că nu m-am lovit deloc, da? Hai că-i mi-a ajungem la Deva, mai are foarte puțin Miruna până la Deva. Hai să vedem, uite cât am exact, Miruna. S-a părut ăsta în față, nu știi, erai, hă? Da. Mai avem ceva. 22 de kilometri mai sunt Miruna. Ok? Adică 21 de minute. Mai puțin, mai puțin. Depinde cum îi faci, dacă mai stai în fundul la ăștia, da, atâta o să fie. Pentru că pe arta asta chiar e respectată treaba asta, adică chiar e făcută la Oscar foarte bine. Uite, Miruna, ghicește mașina care e în fața ta. Ce mașină cum scrie? Skoda. Bine! Ce-a ghicit Miruna modelul mașinii. Nu tot mai întreb modelul că nu-ți dai seama. Da, ia ghicește modelul, dar nu știi, știu cred că modelul ăsta, știi modelul de Skoda aia zic. Ce Skoda e? Da. Nu, nu știu. Mă, decât să zic o prezime, mai bine nu mai zic. Da. E Skoda superbă în fața ta, Miruna. Superbă? Superbă. What the fuck? Vezi că e cea mai scumpă. Și așa se ne superbă. Superb. Bă, dar e du-te, mă, de aici. Superbă, e superb, Miruna. Mă, dar cum să băgăm Miruna de pășire? Mamă, mamă, ține-te bine. Ține-te bine. Mamă. Dacă Miruna acum. Mamă, băi, să vezi că mai e și să mor. Mamă, frate, cum se simte? Cred că mă ghimbi pentru Miruna acum. Mamă, frate. Nici o lovire. Da, mă, ești bine. Ești bine, Știu. Cu ce bine conduc? Ești casă. Ești treabă. Că ești bine, ești bine. Te mișc cam repede. Dai cu 100. Cât ai venit? Are 100. Are 100, mă. Ce aveți? Are 105 la oră. 107 la oră. Mă, uite cât de repede se mișcă prin oraș. Mă, bă. Au, ce repede mă merg. Miruna? Cât ai? 120. Am pus frână, mă, s-a speriat când a văzut curba. Defecțiile la motor, asta este. Ai stricat motorul, Andrei. Da, eu. În față. Numai eu. Da, e așa. Ce faci, mă? Așa, ține banda asta. Hai să ne câți kilometri mai. Vezi, la 8 km. Hai că-i faci repede. Pe Simeria. Deci, acum am întrebarea pentru... Oh, scuze, Miruna, scuze. Urmă, ce mă sperea. Așa. Mă, scuze că ai testul la imens în scot, dar... Așa, gata. Așa, gata. Ia ziceți, face dreapta sau stânga acum? Aici? Voi alegeți. Dreapta către Alba Iulia sau stânga către... Către finalul celor de autostrăzi, spre Timișoara. Dar nu stau la Timișoara. Deci ori dreapta către Alba Iulia și vedem Alba Iulia, ori stânga și ne oprim undeva pe stânga, nu știu. Uite, hai să vă arăt. Miruna, pauză. Uite, de acolo. Și acum, așa, uite așa. Deci, ia să vedem ce mai are Miruna aici. Deci, uite-te, Miruna. Ce mă sperie arta. Cum se vede, nu? Mișto, nu? Da. Deci, noi acum avem două alegeri, vedeți? Suntem aici la... Deci avem ori dreapta către Sebeș, Alba Iulia, ori stânga și o să mergem cam până aici, până la Coșeviță. Deci alegeți. Facem stânga până la Coșevița sau dreapta până la Alba Iulia. Alegeți. Dreapta sau stânga. Că nu putem să ne ducem până la Arad, că facem cât am făcut până aici. Gândiți-vă. Deci drumul ăsta... Noi hai să vă arătăm cât am făcut noi până acum. Deci o oră de condus. Ca nebunul. De la Rovinar de aici până aici am făcut o oră. Și gândiți-vă că
cât faci de aici, de la intrarea de la Nădlac până la Craiova, păi faci o grămadă. Mai ales dacă ești drum fără autostrăzi, e clar. Deci facem dreapta, guys. Ok. Așa, Ioana, te duci de aici, la Albaia. Bam. Hai, mi-a dat drum. Și ce, așa. Conduc eu până acolo sau mai conduci tu? Conduci tu? Eu? Poți să parchezi să vedea dacă găsesc un loc de servis pe autostradă și mai conduc eu, continuu să mai conduc. Doamne, cum conduc? Ce te iei de mine? Nu, uitam eu așa și mă uitam și la cum am condus eu, că am avea mă stângă cum am condus eu. Bă, leu, cum conduci, Mirna? Uite mai jos. Știi ce te mirona așa, ceva gen? Să zici că se uite așa. Wow! Mirna, dar știi că mai ai și o parte mare în dreapta, știi? Mai ai o parte foarte mare în dreapta, adică e lat camion. Mamă, cum se duce, Mirna. După acolo! După acolo! Băi! Înapoi! Hai să vedem cum se duce, cum de-a luat-o. Aolo, nu cred că vrei să iei pe aici. Nu cred că vrei. Dă-i înapoi. Doamne. A venit bă. Bă, Mirna, e mult stare. Bă, frână, că l-a luat pe la pe sus. Hai să te arăt ce-ai făcut. Ia uite ce-ai făcut. Cam asta ai făcut, Mirna. Săracu. Hai, dă-i. Merg pe asta? Da. Bine. Gata, mă, e bine. Vezi că urci pe autostradă, țineți-vă bine că intrăm pe autostradă, haide! Hai să vedem pe autostradă cum o dăm, Mirna. Wow, dreapta, Mirna, dreapta. Cred că ai 100. Aveam 83. Mă, ușor, ușor. Ce ușor, mă, la mine nu există ușor. La tine nu există ușor, am înțeles. Cat, ești pe autostradă, Mirna. Dă-i talp. Îi dau. Dă-i. Mai mult nu merge, mai repede. Nu, momentan. Dar ce ai în spate? Nu știu, cadouri pentru aboneți. Și pentru mine? Mergem acum să livrăm giveaway-ul. Cum? Și pentru mine? Pentru tine, în păcate, nu. Ciocolată? Ciocolată, da. Ai ciocolată? Nu. No. Mamă, dacă cât mergi la ora, Mirna? Oră, agață. 124. 125. 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Când vrei tu poți să te oprești într-un loc de ăsta, gen ca și ăsta care urmează, cum vrei tu, dar nu te opri aici. Mai mergi. Aici. Mergi așa cum ești, acum ești perfect pe orizontal. 17, 18, 19, 20, 21, 22... Dar tu ai mai lăsat accelerația sau știi? 23... Domnul polițai! What the fuck? Ai văzut? Ăla zici că era polițist de-al meu. L-a tras. Wow! Se duce Mirna, de luță. 32, 33, 34... Ești bine. 35... Nu uitați să vă abonați, guys, dacă sunteți noi. Oricum, cerința pentru giveaway este să fiți abonați și să mă aveți la follow pe Instagram. Astea sunt cerințele. E simplu. 38, 39, 40, 43, 45, 46, 47, 46. Nu știu ce vorbește acolo, că ai 147 la oră. 147 la oră, băi, ești nebună, Mirna, vezi că mergi peste limită. Nu e adevărat. Cât e limita? Păi ajunge imediat, Mirna, la albaia, ești nebună. 120 e limita? Da. Ia mai lasă-și pe mine să conduc. Ia, trage pe dreapta. Frân. Că vreau și să conduc pe autostradă. Ia să vedem cum e să conduci. Am condus mai bine decât tine. Vreau să conduc și pe autostradă. Ai condus mai bine decât mine? Da. Nu, cred că da. Hai, ia dată. Cum a fost Girona? A fost bine, dar vreau muzica înapoi. Ce, vrei muzica înapoi, nu? Și eu cred că vreau muzica înapoi. Așa, guys, țineți-vă bine, hai să vedem. Let's go. Trei, doi, unu și bam! We back in business! Cum se vede? Se vede bine? Da! Sigur se vede și... Gen, vreau să vadă și bordul bine, ok?
Așa. De se vede bordul cu volanul, da? Bordul, da. Volanul. Da, se vede volanul. E bine. Asta vreau. Hai, de 82 la oră. Dă-i, tată, dă-i. Nu mă lăsa. Ia apasă pe I. Pe I? Da. Încă o dată. Încă o dată. Da, asta așa. Să am acolo niște statusuri despre previtea. Vezi, acum mai apare presiunea la anvelope. Și e chiar folositoare. Te mai ajută. Ai zis că ai apăsat pe buton de like. Așa se depășește la mine. 1500 vreau să facem. Mai codiță l-am atins. Asta este. Așa, hai să vedem, facem și noi repede, ajungem. Mai avem puțin și ajungem, nu-i problemă. Suntem pe A1 la, uite, tocmai ce-am traversat râul Cioara. 137 la oră. 138, 139. Deci noi mergem în Alba? Da. Okay. Pentru cei care ați mai mers pe drumul ăsta, o să vedeți că chiar e exact în viața rău. Ia uite, Romania mea by Alexandru Tim. Good trip. Ne urează o călătorie plăcută. Da, mă, prindem 150? Prindem Mirona 150, ce zici? Nu prinde, nu? Ba da. Ziceai că eu merg. Prinde 150, ce zici? Avem 150! Prinde! Vrei să nu se ia amendă. Domnul polițai, făceam și eu test de viteză. 151 la oră, bine. Uite și pe ăsta cum intra, deci nu... Mamă! Ai văzut? Ce nebun era, mă? Să mor, ce frame drop-uri, mă doare capul. Dacă de să mă bag așa ca țăranul, țăranul. Că nu te-a și lua la față. E bine. Mamă, 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 câte frame drop-uri. Mamă, bă, dar nu merge frâna. S-a văzut în lag. Ai văzut că eu deja am apăsat frâna de acolo și nu mai a funcționat frâna, că se mișca în poze. Oh my god, am venit cu prea mare viteză și se bloca jocul. Ai văzut că se bloca pe live, nu? Da. Mamă, frate. Se bloca. Se bloca, frate. Deci acum suntem în Sebeș, dar noi nu vrem să mergem în Sebeș, vrem să mergem în Alba Iulia, așa că trebuie să ne întoarcem. Șefule, așteaptă. O bag și eu. Am venit cu circ, Andrei, hai. Circ televizat. Mă, dar ce lag e aici? Uite, iar nu merge frână. What? What? Aaaa! Eu nu sunt pe manuală, eu sunt pe automată. Da. Eu ce o schimbam, mă, înțelegeți că eu schimbam? Da. Doamne. Eu care credeam că sunt pe manuală. Am uitat că a fost din la platane. Ce asta înseamnă că nu putea să pună, meargă frâna, putea să meargă oricum. Mă rog. Dracu, nu știi. Haide, domne, cum vă bagă, nu dă-i. Haide! Haide, dă-i. Good. Era n-a lăsat telefonul. Nu-l mai am. Oh, ce cald ești. De ce ești așa de rece? Așa sunt eu mereu. What, ce rece e? Ce cu voi, fetele, de sunteți așa rești la mâini? Nu știu. Gata, mă. Recunoaște careva zona asta. Adică, gen, efectiv, cum ești de pe autostradă, drumul ăsta. Adică, eu chiar recunosc și podul ăsta așa frumos. Și acum, în faza că... În stânga acolo, în depărtare avem ăsta, trenul. Uite că vedeți trenul deja pe acolo. Avem trenul. În dreapta este un hotel. Efectiv peisajul ăsta îl știu din viața reală. Ci că la Uzi, guriță fără Uzi. Aolo. A, a venit Uzi, salut Uzile. E Uzi pe chat? Da. A, din păcate Uzile nu e un multiplayer VR-ul, din păcate, dar asta este. Sebi a donat un euro și eu stau în Alba Iulia, poți please să merg? A, ok, perfect, așa, gata, mergem, mergem atunci, dacă avem un om care ne-a și donat. Uzi, e, nu e multiplayer. Hai, guys, că intrăm în Alba Iulia și după facem giveaway. Deci toți cei care sunteți din Alba Iulia, fiți antena aici, că e exact, să vă spuneți dacă așa este ca în viața reală.
Pentru că deja mi-am primit confirmări că așa este, dar uite, Alba Iulia cu podul ăsta frumos în dreapta, cu podul ăsta primul în dreapta. Și pe, acum? Pe ploaie frunează mai greu. No. Așa a zis Alin. Frunează, dar nici chiar așa. Uite, podul ăsta, ba, mă, mă, mă. Ale, aia e centura, Mirona, de acolo. Eu, mă, normal, luam pe acolo, nu o luam pe aici, când am trecut pe lângă Alba Iulia, că o iau pe centură ca să, că nu trec prin Alba Iulia, că n-am de ce. Oleu, așa, verde. Uite Penny Market. Deci uitați-vă, ăsta este Alba Iulia, da? Hai să vedem. Alba Iulia Nord. Ia uite-mi una clădirea asta, ce părere ai? Totul cum arată. Nu știu pe contrasens, dar ok. Ia uite asta. Asta e, cred că, judecătoria, ce fie aia. Cam așa arată Alba Iulia, guys. E făcută la o scară mult mai mică, nu este făcută și, și cetatea. Nu calc pe nimeni. Rom Petrol. Ia uite. Au. Altex, H&M, Carrefour, Kaufland. H&M, Altex, Kaufland, Penny. Nee. Am luat, prins, am luat limită de viteză pe bune și am 60 la oră pe bune, chiar așa mult aveam. Uite mall-ul de pe dreapta și așa arată și intrarea în Alba Iulia. Exact la fel arată și în viața reală, cu două benzi. Ați mărcat de și-o pe dreapta. Așa. Și cam asta este Alba Iulia care este făcută. Și de aici o să se continue încolo către Cluj-Napoca, vedeți, București, Sibiu, etc. Încolo o să se continue harta în curând. Vedeți încolo? Cineva întreba că ești în Buzău. În Buzău nu, suntem în Alba Iulia. Vedeți? Semnul Cluj-Napoca este încolo, dar momentan nu s-a făcut drumul. Turda, Alba Iulia, Câmpen, încolo. Da, mă, guys. Cam ăsta a fost experiența cu VR-ul. Că nu mai supraviețuiesc prea mult cu VR-ul pe cap. Că chiar nu poți să te joci foarte mult cu VR-ul pe cap, că te doare capul. Hai să intrăm puțin în Alba Iulia să găsim un loc de parcare. Uite aici la Renault. Intrăm aici la reprezentanța Renault. Uite și Dacia. Ba. Uite-mă acolo să cumva să mă putu-o cam asta. Uite Dacia. Ia uite Mirna Logan. Ia uite pe asta. Iată cum se uită la Avrie.